A devenit mamă anul acesta în februarie, iar de curând a trăit alte emoții uriașe. A botezat-o pe micuța ei, Alia Maria. Ne-a adus detalii și imagini în exclusivitate, Monica Roșu Sărmâna. Binevenit! Felicitări! Mulțumesc și bine v-am găsit, așa, cu o schimbare foarte, foarte frumoasă, da, la, da, voi. Da, arăți foarte bine. Chiar mă gândeam, zic, poate intru și o să defilez, uite, așa, așa, acum, da, puteam să defilez. Dar... Cred că ai revenit la... Nu? Stai să lăsăm florile. Să știi la că mai felul am, care arătai înainte de sarcină. Mai am puțin, dar nu mă stresez, nu e țelul principal. Fetița e prioritate, ea să fie bine, ea să, nu știu, toate așa să fie e, la ea. Eu am timp să-mi revin, nu e nicio problemă. Cum e viața ta acum? Cât de tare s-a schimbat de când ai devenit mamă? Păi eu, uite cum de tare s-a schimbat. Foarte rar mai apar, foarte rar am timp de alte așa lucruri. Toată ziua sunt cu fetița. Tu te ocupi singură de ea? Suntem eu și cu, un ajutor, nu? Suntem eu și cu tăticul. Tăticul, din păcate, cineva trebuie să mai și lucreze, exact, în familie. Iar atunci când mai avem cazuri extreme, apelăm la mama, apelăm la verișoara care este aici. Așa. Dar, în general, suntem noi doi cu pitica, iar ziua eu cu ea. Corect. Ce ți se pare cel mai greu? Să știi că nu mi s-a părut nimic foarte greu. Așa? Cred că cel mai greu este să lucrezi tu cu psihicul tău și okay, să accepti toată schimbarea. Adică să-i spui creierașului că de acum încolo nu mai sunteți voi doi cum ai fost obișnuit, da, sau, nu știu, poate nu mai poți să faci lucrurile pe care le făceai tu înainte. Exact. Evenimente, misiuni, nu știu, să mă la un salon, să stau liniștită 2-3 ore. Sunt așa vise momentan, dar mă bucur de ea, mă bucur, n-ai cum să... Adică nu poți să-ți dorești altceva când o vezi că zâmbește, când, exact, gângurește, e lumina noastră. 5 luni are? Cât are? Încă nu, facem, încă, nu, facem. Face. Încă nu are 5 luni, săptămâna viitoare va împlini și 5 luni, deci a trecut timpul destul de repede, exact. Mănâncă, doarme, e ok, doarme toată noaptea, în ce stadiu sunteți? Să trăiască lăptic cu aparatul expresorul, e cel mai bun, te duci și apeși pe buton acum și face lăptic. Doarme, e, da, un copil liniștit, e un copil cu minte, cred că seamănă cu mami, că și eu la fel am fost, da, am fost când era mică. E o forțoasă, îi spun, zic, mami, ești mult prea mică să faci anumite lucruri, dar abia aștept să crească, să încep să o învârți, să o învârți, o stogolire, să, da, îți dai seama că, na, nebunia. Alu, mami, ce să zic? Corect. Pe 26 ați avut botezul, nu? Așa este, ne-am hotărât să facem botezul pentru că lunile trec și nu mai puteam să ținem bebe nebotezat. Da. A fost așa un hey rup din partea tuturor și aici cred că pot să, de fapt nu cred, dăm voie să-i mulțumesc Irinei pentru tot ajutorul acordat. Da. Am pus așa foarte multă lume într-un timp foarte scurt pe fugă, da, să ne ajute să iasă o petrecere frumoasă și cred că într-un final... totul a ieșit așa cum ne-am dorit. Cu mult stres înainte. Corect, corect. Cu mult stres înainte, alergătură, dar e bine că am încreștinat-o, a ieșit totul cum ne-am dorit. Ai avut emoții la slujbă? Da, am avut emoții și cred că nici nu intrasem bine în biserică, n-am apucat să mă pun, noi am botezat-o la catolici, eu fiind așa catolică, n-am apucat să mă pun bine pe scaun și deja aveam lacrimi în ochi, nu știu de ce. Iar micuța a fost foarte liniștită pe căldurile astea, da, cu rochița ei foarte, foarte bomboasă, n-a spus nici pâs. A stat la nașa în brațe și a fost foarte, foarte liniștită. Petrecerea unde ați ținut-o? Într-un petrecere, loc deschis, în aer liber? Din sau? Păcate nu, aș fi vrut într-un loc deschis și aici am avut ceva probleme, pentru că la un moment dat chiar mă gândeam să amân botezul din cauza restaurantelor. Da. Am așteptat să vedem ce se întâmplă cu restricțiile, găsisem o locație inițială după a căzut, da, și eram cam cu o săptămână și ceva înainte și noi nu aveam locație și am zis ok, ce facem? Așa. Adică în ore am
amânăm, ori bun, mergem înainte și trebuie să găsim ceva. Și am găsit o locație, o sală frumoasă în București, la un hotel. Am dat de niște oameni deschiși care ne-au ajutat și acolo, într-un final, au rămas toate lucrurile. Am schimbat invitațiile de la început, știți, ne vedem la... Nu ne mai vedem acolo, acolo, exact, că toată lumea mă întreba, păi știi că inițial ai spus, nu, îmi pare rău, s-a schimbat. Da. Dar a fost totul ok. Câți oameni au fost? A fost un botez mare sau așa? Nu, a fost un botez restrâns, pentru că restricțiile, da, după cum știi, în interior ai voie undeva la 50-60 de persoane maxim, având o sală mai măricică, ne-am permis să avem 60 un pic de invitați, să fie toată lumea liniștită și relaxată, totuși trebuie să fim precauți, chiar dacă corect, așa este, avem voie să ne petrecem. Da. Îmi spuneai că cea mică doarme toată noaptea, dar spune-mi dacă ea doarme într-o cămăruță a ei, doarme separat, doarme cu tine, doarme cu asta voi. Asta întreabă toată lumea. Da. Să știi că pitica doarme la ea în cameră încă de când, așa, am venit de la spital. Da. Doarme în pătuțul ei dimineața. Și ai aparate de-astea să avem auzi? Avem camera, e fix deasupra ei, da, camera... Chiar și așa doarme, știe, când se pune în pătuț, își vede camera, așa, cu lumină și se întoarce pe parte și e la nani. Iar noi suntem lângă. Dimineața, evident, okay, că o luăm în cameră la noi, să o giugiulim, să îi dăm lăpticul, să stea cu noi. Dar, în general, și ziua, acum am început să obișnuiesc, da, somnul de zi să fie tot la ea în cameră. Bravo. Pe liniște. Nu, adică tu ai reușit să dormi în primele nopți? Că bănuiesc că te uitai pe ecran să vezi ce face, nu? În primele nopți când am ajuns acasă, să știi că am fost cam amândoi și eu și Vlad, nu știam ce ne-a lovit, pentru că grija să doarmă, să respire, să nu știu, exact. Era ceva nou în casă. Primele nopți nu cred că am dormit niciunul dintre noi și după aia ne-am făcut program și am spus, ok, tu dormi la ea în cameră, așa, 4-5 ore, eu dorm liniștită în cameră să putem să ne odihnim. Corect. Și făceam cu schimbul. Am văzut cum e treaba, până s-a acomodat și am văzut că e liniștită, se trezea doar să pape și după era la nani. Vlad, cum se descurcă în rolul de tătic? Vlad se descurcă foarte bine. Să știi că de la început, chiar dacă a avut super mari emoții, da, am reușit să trecem peste ele și el. Și se implică, nu știu, la băiță, la astea. Băiță o facem amândoi. Nu avem cum să facem. Bun, dar amândoi în sensul participă și el sau el stă deoparte și se uită la tine? Nu, participă și el. El e cu dușul, el e cu datul, îi dă cu dușul pe față și se uită la el și nu spune nimic. Eu sunt cu masajul, cu spălatul, dar suntem amândoi, pentru că nu pot, momentan nu pot singură și atunci ne implicăm amândoi. Bravo. Mai ales că el ziua lucrează foarte mult și atunci măcar seara, chiar dacă eu îl iau de proaspăt, că zic, da, ok, tu ai fost la birou, eu măcar am stat toată ziua cu ea. Când vine și el odihnit de la birou? Exact, când coboară de sus. Ce să facem? Trebuie să... Corect, e o perioadă corect peste care vom trece, va crește, cu siguranță ne va fi dor de toate momentele acestea, că încă e așa, unde o pui, mai stă acolo. Exact. N-a început să mișune prin casă, dar ne descurcăm, trecem peste. Mulțumim tare mult de vizită. Cu mare drag, mă bucur că v-am revăzut și... Și noi ne-am bucurat să te revedem, arăți foarte mulțumesc, bine. Mulțumesc, mulțumesc. Mult succes în tot ce ți-ai propus și mai ales în acest rol dificil exact, de mamă. Exact, exact, mulțumesc, mulțumesc mult. Cu mare drag.